Eu nu știu mie, Dumnezeu, credință cum mi-a dat. Durerile sufletului nu știu cum a încetat. Dar știu bine în cine mă încred, nu mă va despărți nimic de El. Îmi va da partea veșnică când va fi să vină El. Haideți să ne ridicăm. Doamne, Tatăl nostru, suntem înaintea Ta. Tu știi inimile noastre, Tu ne cunoști. Am venit să ne închinăm înaintea Ta. Am venit să-ți mulțumim pentru ceea ce ești pentru noi, pentru ceea ce ai făcut și pentru ce faci pentru noi. Doamne, Te rugăm să-ți pleci urechea și în seara aceasta la noi. Te rugăm să Te atingi de fiecare, Doamne. Te rog frumos pentru bunătatea și îndurarea Ta. Și din cauza numelui Tău cel Sfânt, Doamne, să se ascultă rugăciunile care se vor înălța în seara aceasta. Ci atinge-Te de fiecare inimă. Vorbește-ne, Doamne, nu merităm, știu că nu merităm, dar vorbește-ne pentru ca numele Tău să fie slăvit între noi. Mulțumesc că ne vei asculta, fiindcă te rog în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Haideți așa cum stăm, aș dori să citesc trei versete din 2 Cronici, capitolul 7. 2 Cronici, capitolul 7, pagina 457, 457. Versetul 13, 14 și 15. Când voi chide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara și când voi trimite ciuma în poporul meu, dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din cerul și voi ierta păcatul și voi tămădui țara. Ochii mei vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luarea aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Amin. Ocupați locurile. Este mijloc de săptămână, suntem poate puțin obosiți, fiecare ne-a dat toată silința să venim în casa Lui. Oare pentru ce venim în casa Lui? Care-i, așa, mi-ar place, parcă într-un fel sau altul, să știu fiecare de ce a venit. Fiecare cu ce... Și sunt convins că fiecare, mai ales fiindcă e ora de rugăciune, a venit cu o durere, poate cu o bucurie, poate cu ceva ce vrea să ceară Domnului, necaz prin care trece. Fratele Ionuț m-a rugat să ne rugăm pentru o soră, ceva rudă cu dânsul, parcă ceva rudă cu dânsul, Sefora Lipovan, parcă o soră destul de tânără care a avut operație și după operație nu s-a mai trezit. Deci deja de o săptămână sau așa ceva. Cred că fiecare avem multe necazuri, fiecare avem probleme. Eram zilele trecute la ABT, am trecut pe acolo și auzeam discuția între un salesman și unul, zice, uite televizorul ăsta așa de mare, zice, iei ăsta și cumpără un program de $8 sau așa ceva la Netflix, zice, îți garantez că nu o să mai ai probleme cu copiii, zice, toată ziua o să fie la canale câte vrei, zice, eu îți garantez că nu o să, zice, la fel am făcut și eu. Zice, nicio problemă cu copiii, ei schimbă toate ce canale, toate sunt ocupați, sunt off de pe capul tău. Și ăla stătea, zice, serios, wow, zice, that's a good idea. Și parcă așa m-a lovit puțin și a zis, wow. La cine vrea să dea să-i crească copiii. M-a jucat așa puțin. Auzeam, ce astăzi, luni sau marți, luni parcă am văzut pe internet, nu știu că s-a văzut, în California a fost inaugurată o biserică a ateilor, a necredincioșilor, cei care nu cred în nimic. Păi, domnule, dacă nu credeți în nimic, de ce vă luptați? De ce o numiți biserică? Asta e culmea. Și vor neapărat așa și merg în față și o cheamă biserică. M-a iritat așa de tare, că aproape că m-a, așa, m-am... Sunt multe mega churches like that. Încă nu sunt multe, dar se pare că o să fie. Internațional. Așa, internațional. În America, cred că sunt în câteva orașe, am înțeles că sunt deja. Și am zis, Doamne, voi trimite ciuma în poporul meu. Ciuma nu neapărat poate să fie ciuma, boala aceea care se chema ciuma, care se moare, poate să fie ciuma de felul acesta care distruge țara. Și vedem cum merge țara aceasta. Este incredibil. Nu ne vine să credem. Și totuși, speranța este în versetul 14. Dacă poporul meu, dacă noi,
Dacă noi ne vom smeri, ne vom ruga și vom căuta fața Domnului, mai este și se va abate de la căile lui rele. Și am zis, Doamne, mie mi se adresează cuvântul ăsta și nu știu cum se întâmplă că ceea ce nu vreau să fac, aceea fac, ceea ce vreau să fac, aceea nu fac, nu știu, vi s-a întâmplat, vi se întâmplă? Parcă este o contradicție undeva. Anyway, aș vrea să mă opresc aceea. Haideți să venim înaintea Domnului cu rugăciunile noastre, cu durerile noastre. Mai are cineva o cerință sau ceva pentru care să ne rugăm Domnului în mod deosebit? Geolariu, fratele Cornel Diaconescu sau cu scrunostul. O să aibă în curând o operație și m-am bucurat că a cerut ca biserica să simtă cu dumneavoastră să ne rugăm. Mulțumesc. Cornel Diaconescu. Deci Sefora Libovan, Cornel Diaconescu, probleme de sănătate. Ne bucurăm și mulțumim domnului frate Daniel, a ajuns să pace și liniște. Apoi ne-am rugat și eu, și personal și cu adunare pentru dânsul. Pentru soacră mea și pentru taică mea să ne rugăm pentru sănătatea lui. Pentru fratele Dozneanu. O bine pocăiță. Când a fost sâmbătă trecută la întâlnirea aceea cu tinerii, am primit un card de la Robert Dan să ne rugăm pentru fratele lui din Spania care este necredincios. Aduce strâmente. M-am gândit, copii de câți ani are? 16, 17 ani? Câți ani are? All right, 19-20. Îl doare pentru fratele lui. Frumos. Domnul să atingă de el. Am rămas în urmă puțin cu vârstele. Mai are cineva altă cerere de rugăciune? Pentru fratele și fiul lui fratele Pisau. Așa, pentru fratele Laurențiu. Așa, Lucrețiu Pisau. Să ne rugăm ca Domnul să atingă și de el. Mai ales că o cercetată a fost în casa Domnului zilele trecute. Mai are cineva de la soror pentru cineva? Dacă nu, hai să ne ridicăm și alternativ un frate și o soră să aducem cererile noastre înaintea Domnului, dar mai întâi de toate să ne smerim înaintea Lui. Și... Doamne, puterea Ta este mare și așa este și mila Ta și bunătatea Ta față de noi, Doamne, pentru care suntem, nu putem fi îndeajuns de recunoscători. În mod deosebit vreau să aduc înaintea Ta o cerere în seara aceasta, Doamne, se îndură de sora Sefora. Te rugăm, Doamne. Doamne, fie-ți milă și de ea și de copiii și de întreaga familie și te rog, arată puterea Ta care poate să o ridice din starea aceea și fă în așa fel încât numele Tău să fie cinstit și prin minunea aceasta. Mă rog în numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Doamne, îți mulțumesc și eu pentru seara aceasta, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău, pentru frații toți care au venit și în seara aceasta, te rog și eu împreună cu ei pentru cei bolnavi, pentru sora aceea care e bolnavă, pentru fratele lui Robert Dan, care nu s-a întors la tine, te rog să cercetezi și îți mulțumesc că ne vei asculta. Amin. Amin. Mulțumesc, Doamne, că la tine bășrug de îndurare, de iertare. Am și nevoie de iertarea Ta și de curățire și te rog să mi le dai pentru meritele Domnului Iisus Hristos și te rog să-ți aduci aminte de Lucrețiu Pisău și de soția Amin. Lui, să le dai mântuirea Ta. Amin. Amin. Father God, You said in Your word that if My people pray and if we turn our heart toward You, You will listen to our prayers and heal our lands. And Father God, I ask that You would begin in my own heart. I ask that You would make me aware of the things that I need to repent so that I can get closer to You, Lord. And I just ask especially for the girls in our small group, I ask that You would do the same for each one of us Amen. So that together we can start a revival and make a movement in this church and in this land for You. In Christ's name I pray, Amen. Amen. Ne închinăm și mulțumim pentru toate rugăciunile care ne le-ai ascultat. De aceea îndrăznim să venim în continuare înaintea Ta și să te rugăm câteva lucruri. Mai întâi vreau să-ți mulțumesc că a adus în pace pe fratele Daniel. Mulțumim. Fă ca să aducă roadă orice sămânță care a fost semănată. Amin. Mulțumim că Tu te vei îndura și de copiii în casele unde încă nu s-au întors la Tine. Ascultă rugăciunile părinților. Amin. Ascultă și rugăciunile partenerului care se roagă pentru partenerul care nu e credincios, Doamne. Îndură-Te Tu. Mulțumim că Tu te vei îndura și de cuscul nostru, de Cornel. Îndură-Te Tu și Tu lucrează la sănătatea lui. Amin. Slăvit să fie numele Tău și mulțumesc că Tu ne asculți. Amin. Amin.
Doamne, și eu vin înaintea Ta și slăvesc și binecuvintez numele Tău, cel mare și minunat, Doamne, că avem harul acesta să mijlocim, Doamne. Te rog frumos să îmi curățești și mie inima să pot să ridic mâini curate înaintea Ta. Și, Doamne, vin înaintea Ta pentru ca Tu să te înduri de biserica Ta universală, amin. Pe fiecare membru peste care este chemat numele Tău, Doamne, ajută-ne să ne smerim înaintea Ta. Amin. Să ne pocăim de tot ceea ce este rău în viața noastră, Doamne. Amin. Și Te rog frumos ca Tu să ne ajut să fim lumini și sare acolo unde ne-ai așezat, Doamne. Amin. Și Te rugăm frumos ca Tu să ierți țara aceasta, Doamne, de atâtea rele, Doamne, cum scot numele Tău de peste tot, Doamne. Ai milă și îndură-Te și iartă-ne, Doamne. Iartă, Doamne, Tată Sfânt și de atâtea omoruri și avorturi, Doamne. Da, Doamne. Te rugăm frumos, Doamne, Tată Sfânt, să cercetezi țara aceasta, Doamne, și să ajuți ca oamenii să-și întoarcă privirea spre Tine și pune Tu frică și teamă de Tine în inimile. Amin. Oamenilor, Doamne, Te rog din suflet să Te înduri și de copilul Sorin, Doamne, care încă nu Te-a cunoscut, vorbește-le Tu și ajută să Te cunoască. Amin. Amin. Doamne, Tată, vin și eu la Tine și recunosc că am nevoie de mila și îndurarea Ta, Doamne. Vreau și eu să Te rog să mă sfințești pe mine, casa Amin. Mea și pe mine, biserica noastră, Doamne. Avem nevoie de atingerea Duhului Tău cel Sfânt pentru că am păcătuit, Doamne. Ne-am depărtat prea mult de Tine, ne-am asemănat prea mult cu lumea și n-am mai croit cărări drepte, Doamne. Ajută-ne ca să ne separăm de păcat, de lume în totalitate, să putem să ridicăm mâini curate spre Tine, pentru că vrem, Doamne, vremuri de înviorare. Și numai Tu poți să le dai, Doamne. Avem atâția bătrâni care sunt bolnavi, atâția tineri care se depărtează de Tine. Ai milă, Doamne. Amin. Ai milă de fiecare rugăciune care se strigă spre Tine și dă răspuns după voia Ta. Pentru că vrem ca numele Tău să-L preamărim și Ție să dăm laudă. De aceea ascultă rugăciunile noastre. Amin. Amin. Mulțumesc și eu din adâncul inimii, Doamne, că îmi dai harul să vin la închinare. Mulțumesc că nimic nu este ascuns de ochii Tăi și Te rog și eu să curățești inima mea de tot ce mai este străin de Tine și doresc să fiu ascultată în vreme de nevoie. Binecuvintează, Te rog, și frații mei cu pocăință, Te rog, îndură-Te de ei și ajută-i să se întoarcă la Tine. Binecuvintează și copiii nepocăiți ai fraților, Doamne, și în mod special, mă rog, pentru copiii lui Sorin, binecuvintează pe Ana și ajută-o să se întoarcă la Tine. Amin. Mulțumesc că ești bun și ne-a spus din pricina Domnului Iisus. Amin. Amin. Tată Sfânt, îți mulțumesc și eu că sunt și eu printre copiii Tăi, Doamne, și mă pot numi copil al Tău, Doamne. Îți mulțumesc că ai jertfit și pentru mine și îndură-Te, Doamne, de starea în care suntem, Doamne, ca să putem să nădăjduim în Tine, Doamne, și să putem să venim cu îndrăzneală la Tine, să Te rugăm, Doamne, pentru multe cauze, Doamne. Te rog frumos, Doamne, aprinde în noi, Doamne, o inimă, Doamne, care să bată pentru Tine, pentru împărăția Ta și ascultă, Doamne, toate rugăciunile celor în suferință, Doamne, pentru Amin. Ei, pentru copiilor, pentru toți cei dragi, Doamne. Atinge-Te de fiecare și îți mulțumesc. Amin. Amin. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru această zi și pentru toate binecuvintele Tale și îți mulțumesc că fratele Daniel a ajuns cu bine acasă, Doamne, și Te rog ca să fii cu toți biserica aceasta care are familie necredincioși, Doamne, ajută-le ca să se întoarcă la Tine, Doamne, și să spăcuiască. Amin. Amin. Dearly Father, I thank You for the blessings You gave us. I thank You for the opportunity we have to come and worship You freely, Lord. I ask that You please bless all the missionaries out there, Lord, who are being persecuted for Your name. I ask that You give them the words to speak and the way to live, Lord, so they could be an example towards everyone around them, Lord, and to bring people to You, Lord. I also ask that You please help everyone who is sick, Lord, if they need healing, Lord. I ask that You please heal them, including Mason, Lord. Done. You know that he is sick with cancer, Lord, and I ask that You please bring him healing, and I ask that You please show Yourself to his parents through his healing, Lord, and make Yourself known to them as well. And I ask that You please also help everyone in my family who is unsaved, not only my family, Lord, but also everyone who we know that is unsaved as a church, Lord. I ask that You please, especially the people who are in school, are not saved, Lord, including Jeff and Diana and Flavia, Lord. I ask that You please touch their hearts and show them that You are the only way to get to heaven and to have eternal life. And I thank You
that you're always listening to our prayers and that you also answer all the time. We just need to pray, amen. Amin. Tată care ești în cerul și eu vin înaintea ta și te rog să-mi dai tu o stare de smerenie care să mă facă să capă trecere înaintea ta. Te rog în numele Domnului Iisus să mă curățești de orice păcat și să minuiești inima, Doamne, să-mi dai dragoste și bunătate, să pot să mijlocesc pentru atâția care știu și eu că nu te cunosc, Doamne. Tu ai spus că te înduri de cine îți place, te rog să-ți placă de cei din casele noastre pentru care mijlocim și ne rugăm și să te înduri de ei. Amin. Amin. Doamne, Tată, Părinte Ceresc, și eu vin să te laud, Doamne, să-ți mulțumesc pentru cuvântul Tău, Doamne, care îndeamnă la pocăință de fiecare dată. Te rog, Doamne, ca să ne ierți, Doamne, că de atâtea ori ne-am întors fața de la Tine, Doamne, și ne-am depărtat în păcat. Te rog, Doamne, pentru cei din casele noastre, Doamne, care nu Te cunosc pe Tine, ajută ca să se apropie de Tine, Doamne. Te rog, te rog același lucru, Doamne, și pentru colegii noștri și pentru vecinii noștri, ca noi să fim o lumină pentru ei și ei să te vadă pe Tine în noi. În numele Fiului Tău, Iisus Hristos, te rugăm. Amin. Amin. Tată Ceresc, vreau să-ți mulțumesc din toată inima pentru că îți pleci urechea la rugăciunile noastre. Doamne, mă smeresc înaintea Ta și te rog frumos să mă ierți de tot ce Te-am supărat. Doresc din toată inima ca să fiu plăcut înaintea Ta. Te rog, Doamne, dă-ne o inimă întreagă pentru Tine, nouă și copiilor noștri și ajută-ne cu pasiune să Te urmăm pe Tine. Te mai rog să Te atingi de cei bolnavi, Doamne, și vreau să Te atingi de mama mea. Ușurează-i durerile și dă-i pace și liniște. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Amin. Dear God, thank you for this day and that I could come to church, and please help me to be a light for my non-Christian friends, and that I wouldn't be afraid to spread the gospel, and for those that are sick, that they'd be healed. And amen. Amin. Tată din cerul, te rog să mă primești pe mine, neputințele mele, Doamne. Apropie-mă Tu de Tine, Doamne, și vorbește-mi Tu direct, Doamne. Te rog să ai milă, Doamne, de toți ai mei, Doamne, pentru care mă rog, Doamne. Dă putere rugăciunilor mele din cămăruță, Doamne, și dă-mi putere ca să Te slujesc până la capăt. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile și să gândăm din cântarea 172. 172. Dumnezeu Sfântul e mântuirea, El ne iubește pe noi, pe toți. Dumnezeu Sfântul e mântuirea, El ne iubește pe noi, pe toți. De aceea zic iarăși, Dumnezeu Sfântul, El ne iubește pe noi, pe toți. Eram odată legat puternic, dar de păcate eram legat. De aceea zic iarăși, Dumnezeu Sfântul, El ne iubește pe noi, pe toți. Am citit că dacă se va abate de la căile lui rele, nu știu, vi s-a întâmplat vreodată să mergeți pe o cale pe lângă? Sau să credem că suntem în locul, aproape de locul bun, suntem exact în cealaltă parte? E că se întâmplă câteodată și în viața așa spirituală. În capitolul 15 de la Cronici, Domnul spune lui Asa, adică spune, Domnul este cu voi că sunteți cu El și dacă îl căutați, îl veți găsi. Și dacă îl părăsiți, El vă va părăsi. Oare căutăm noi pe Domnul în fiecare moment? Parcă lucrul acesta este ce care aș vrea să ne însuflețească în seara aceasta ca și subiect de rugăciune, în mod deosebit pentru noi, pentru fiecare, începând cu mine. Nu caut pe Domnul așa cum ar trebui, vă spun sincer, câteodată merg pe căi pe lângă. Vă rog să vă rugați pentru mine și să ne rugăm unii pentru alții. Să căutăm pe Domnul așa cum am citit. Versetul 12 din capitolul 15 zice așa, au făcut legământ să caute pe Domnul Dumnezeu părinților lor din toată inima lor și din tot sufletul lor. Nu știu, oare putem și noi să facem un legământ? Haideți să facem un legământ cu Domnul în primul rând. Sau să renoim legământul cu Domnul, că vom căta din toată inima. Amin? Amin. Amin. Mai are cineva un lucru care vrea să-l aducem înaintea Domnului, poate care vine mai târziu și care vrea să-l aducem să ne rugăm cu toată adunarea? Deci au fost două sau trei nume de bolnavi pe care îi aducem înaintea Domnului. Deci, în primul rând, să aducem adunarea noastră,
să nu mergem înapoi, să nu dăm înapoi, să nu mergem pe lângă cale, începând cu mine și cu fiecare dintre noi. Dacă nu mai avem câteva minute, haide să ne ridicăm. Spune! What's his name? Mason. Mason. Deci un bebelaș de un an de zile, cancer stage 4. Domnul să se îndure și de el și de părinții lui. Pentru Radu pe Ovidiu, fratul. Are să ne ridicăm și în cuvinte puține, dar să spunem fiecare amin, așa cu toată inima. Haideți! Doamne Iisuse, îți mulțumesc că sunt aici la biserică și îți mulțumesc că ești cu mine și mă protejezi de tot ce rău. Te rog să fii cu toți care nu te știu pe tine, Doamne, și amin, să fii cu toți bolnavi, Doamne, special pentru Mason, Doamne, dacă e voia ta să vindești, Doamne, și să fii cu familia lui, Doamne. Îți amin, mulțumesc pentru tot și fii cu noi de acum și până veste veci. Amin. Amin. Doamne Tată, și eu vin înaintea ta și îți mulțumesc că putem sta la închinare, Doamne, împreună și doresc și eu, Doamne, să mă ajut să te caut dintr-o inimă sinceră și curată, Doamne. Amin. Te rog și eu pentru bolnavii care au fost amintiți, Doamne, și mă rog și pentru acest micuț, Doamne Mason, te rog să te atingi de el, Doamne, să te înduri de familia lui, Doamne, și dacă e voia ta să-l redai sănătos. Dorim, Doamne, să te înduri și de cei care au fost afectați, Doamne, de acel taifun, Doamne. Amin. Te rog, ajută-i să-și îndrepte privirea către tine, Doamne, să te caute pe tine în încercarea aceasta și pentru toate îți mulțumim. Amin. Amin. Lord, I want to come before you and I want to thank you for the privilege that you've given us that we may worship you, Lord, here. I also want to thank you that you brought Fratele Chiu back in our midst safely and without harm, Lord. I want to pray for the people of this country, Lord, that you have mercy on them, Lord, and that you turn their path back to us, Lord. And I also want to pray for Fratele Marcel, Lord, and for all of us, Lord, that we would seek you earnestly, Lord, and that we may stay on your path rather than walking somewhere on the side, Lord. In your name I pray, amen. Amin. Doamne, Tată Ceresc, eu te rog în numele Domnului Iisus să mă ajut să te caut cu inimă curată. Amin. Și totdeauna, Doamne, să-mi îndrepți pașii pe calea ta. Te rog, Tată Ceresc, să te înduri de fratele Mitică Lozneanu și să-l întărești în credință. Te rog și pentru sora Margareta să le dai sănătate. Te rog și pentru Sorin din Spania să te înduri de el. Te rugăm. Soția lui, Doamne, care va veni în vizită aici, te rog să-i pregătești inima să asculte cuvântul tău și să vadă diferența dintre copiii tăi și cei care nu s-ai tăi, Doamne, îndură-te, te rog de ea și ajută-o să înțeleagă și să se întoarcă la tine și îți mulțumesc și te slăvesc. Amin. Amin. Doamne, Tată Sfânt, te rog frumos, îndură-te întâi de mine și trezește-mă din somnambulanța care am petrecut acum. Te rog, ajută-mă să pot să stau în picioare și când vin ispitele și să pot să fiu un om al tău. Te rog, îndură-te și de Lucrețiu și de Mihai și fii cu ei, trezește și pe ei și ajută-i să vină la tine în Bună Iisus. Amin. Doamne Dumnezeule, îți mulțumesc din toată inima mea pentru că în pluralul El ne iubește pe noi pe toți, mai inclus și pe mine, o păcătoasă, Doamne, neînsemnată. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toate binecuvântările tale și pentru toate răspunsurile la rugăciuni. Te rog, Doamne, să te înduri de cei nemântuiți din familiile noastre. Amin. Te rog, Doamne, pentru Ana, pentru Ovidiu, fratul, pentru Lucrețiu, Pisău. Și lista este foarte lungă și, Doamne, te rog să te apleci la fiecare, să te înduri de fiecare, să întoarcă fața spre tine. Te rog, de asemenea, pentru poporul din Filipine, Doamne, acolo este o masă de necredincioși, Doamne, întoarce-i pe toți către tine, Doamne, întoarce-i pe toți la credință, fără să înțeleagă puterea ta și măreția ta. Numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Doamne, Tu ești Dumnezeu și Tu cunoști inima fiecăruia și atitudinea cu care venim înaintea Ta. De aceea, Doamne, cercetează-ne pe fiecare, Doamne, și sfințește inimile noastre, să primești închinarea noastră înaintea Ta. Ești un Dumnezeu de temut. De aceea venim înaintea Ta, Doamne, și ne smerim și cerem în numele Domnului Iisus Hristos pentru cei care sunt din casele noastre și nu Te cunosc, să întorci la Tine, Doamne. Amin. Și îți mulțumim că Tu ai aceeași putere și astăzi. În numele Domnului Iisus Te-am rugat și îți mulțumesc. Amin. Amin. Îți mulțumesc și eu, Tată Bun din Cerul, pentru seara aceasta și pentru cercetarea care ne-o faci, Doamne. Te rugăm așa de mult, Doamne, să ai milă și îndurare de poporul acesta, Doamne. Te rugăm. Să întoarcă la Tine, Doamne, cu tot sufletul și cu toată inima, Doamne. Strigăm
să mai ai îndurare, Doamne, și milă și pentru toți cei dragi ai noștri, Doamne, pentru care doare inima, Doamne, și te rugăm, Doamne, să mai bați o dată la inimile lor. Și te rugăm pentru frații noștri prigoniți, Doamne, să le fii tu un ajutor și să fii tu stânca lor, Doamne, amin, și zbăvitorul lor. Amin. Amin. Doamne, te rog și eu, persoană, să mă curățești, să mă faci să trăiesc cuvântul tău, Doamne, prin viața mea, Doamne, numai prin vorbe, Doamne, și în mod special pentru fratele lui Robert, Doamne, din Spania, când va veni să-l certeze și pe el, Doamne, la fel pe copiii fraților, care din diverse motive s-au depărtat de tine, să-i aduci înapoi, Doamne, iar pe copiii noștri care încă nu te-au mărturisit, să-i lași și lor puterea să te recunoască ca Domn. Amin. Amin. Doamne, să-ți mulțumesc pentru această zi și te rog să ajuți pe toți cei bolnavi, dacă e vrea ta să-i vindești pe toți cei care nu te știu pe tine. Amin. Amin. Și eu mă închin înaintea Tatăl meu din ceruri și îți mulțumesc că am harul să fiu la închinare în seara aceasta cu frații mei, Doamne. Te rugăm să te înduri de fiecare dintre noi și, în mod special, Doamne, te rog să mă ajuți pe mine, Doamne, să trăiesc ceea ce cunosc și da, ceea ce Doamne știu, Doamne, și să fiu serios pe cale, Doamne. Îndură-te de frații mei, de casa lui Gelu, de al Ovidiu, Doamne, și întoarce-i, Doamne, spre tine, Doamne. Îți mulțumim că ești bun și ești de partea noastră, Doamne. Pentru toate, fie lăudat numele Tău în veci. Amin. Amin. Doamne, să te rog pentru toți din familia noastră, că nu te cunoască, că vrea Ta să vină și să știe. Amin. Amin. Doamne, și eu mă înclin înaintea Ta în numele Domnului Iisus și îți mulțumesc pentru cuvântul Tău din această seară, Doamne. Te rog și pe mine să mă binecuvântezi cu inimă bună, Doamne, și să te caut din toată inima, Doamne. Te rog să mă ajut să trăiesc în sfințenie, Doamne, și să îndepărtez orice duh, Doamne, de apatie din mine, Doamne. Te rog să te îndur de toți cei care au fost amințiți în această seară. Te rugăm. Doamne, diferite probleme, Doamne, îndură-te de ei și mulțumim că Tu ne asculți. Amin. Amin. Doamne, să mulțumim pe ziua aceasta. Te rog să ajuți pe cei care nu știu pe Tine. Te rog să ajuți pe fratele lui Robert în Spania. Te rog să ajuți pe cei care sunt bolnavi. Amin. Amin. Doamne, să mulțumim pentru seara aceasta și mulțumim că am putut să venim în casa Ta și te rog să te înduri de cei bolnavi, în mod special pentru Mason, și te rog să te înduri și de familia lui. Și îți mulțumim că ești cu noi totdeauna și ne iubești. Doamne, să te rog, amin. Amin. Doamne, te rog pentru toți cei care nu te cunosc din familia noastră să-i întorci Tu la Tine la timpul potrivit. Amin. Amin. Mulțumesc, Doamne, pentru că ești Părintele îndurărilor, Doamne. Mulțumesc pentru că te-ai îndurat de noi și te-ai îndurat de noi de fiecare. Mulțumim, Doamne, pentru că Tu, Doamne, ne iubești și în această seară privești și ascult rugăciunile noastre. Te rugăm, Doamne, ca să ne ajut, Doamne, ca să Te lăudăm în fiecare moment al vieții noastre, ori prin ce am trece. Binecuvântează, Doamne, bolnavii poporului Tău, Doamne, cei care strigă către Tine, Doamne. Tu cunoști pe fiecare pe nume, Doamne. De aceea te rog, Doamne, să te atingi de fiecare din Amin. Ei. Pentru copiii noștri rugăm să-i țitar lângă Tine, Amin, și lângă cuvântul Tău, Doamne, ca nimeni și nimic în lumea aceasta să nu desparte de Tine. Ajută-ne, Doamne, ca noi și întregi familiile noastre să Te lăudăm pe Tine de acum și până în veci. Amin. Amin. Doamne, să-ți mulțumesc pentru seara aceasta, Doamne, și mulțumesc că putem să fim în casa Ta. Te rog să ne ajuți pe fiecare dintre noi, Doamne, să Te căutăm și să Te găsim și te rog să ne binecuvântezi viața, Doamne, și te rog să ne ajuți să ne rugăm, Doamne, și să stăruim în rugăciune, Doamne, și te rog să ne asculți rugăciunile, Doamne. Mă rog în special în seara asta pentru Mason, Doamne, te rog să ai milă de el, te rog să ajuți ca să nu sufără mult, te rog să binecuvântezi părinții lui, Doamne, și te rog să le salvezi, Doamne, și să le aduci aproape de Tine în situația aceasta, Doamne, te rog să ai milă de toți bolnavii, Doamne, de toți care nu Te cunosc, Doamne, și te rog să binecuvântezi pe biserica aceasta, Doamne, te rog să ne ajuți pe noi ca să ne trezim și să avem o trezire spirituală, Doamne, Amin. Și te rog să ne ajuți ca să Te iubim, Doamne, și să vrem să facem lucruri pentru Tine, Doamne, și să fim exemple în lumea aceasta. În numele Domnului Iisus, mă rog, amin. Amin. Îmi pare rău, dar va trebui să ne oprim aici. Aș vrea să vă întreb, câți dintre dumneavoastră copii sau toți are vreo pasiune, un hobby? Unu, doi, trei, patru. Nu chiar așa de mult, așa sunteți arși de acest hobby? Eu am electronică, vă spun drept. De când am fost copil, primul magnetofon și l-a cumpărat bunicul meu, cealaltă zi l-am făcut praf, că am vrut să văd unde sunt oamenii care cântă. Și eram așa mic copil. Ok, deci am pasiune. Ce vreau,
Aș vrea să rog pe fratele David să ne conducă într-o rugăciune de încheiere, să amintească lucrurile care s-au discutat aici. Dar aș vrea să pună Domnul noi o pasiune pentru el, un hobby pentru el. N-ați vrea fiecare să-L iubim pe Domnul așa, with a passion? Mi se pare extraordinar. Dacă aș iubi pe Domnul așa de mult cât îl place electronica, wow! Wow! Frate David! Doamne, suntem în prezența Ta și suntem plini de bucurie că Tu asculți orice rugăciune, Tu cunoști stările noastre a fiecăruia. Mulțumim că nimic nu scapă din control. Doamne, Te rog să asculți fiecare rugăciune care a fost înălțată în seara aceasta cu privire la copiii noștri, la mersul adunării, la bună lucrare între noi. Doamne, mai presus de toate, fă ca să avem o dragoste neprefăcută față de Tine, Amin. Toate lucrurile Amin. Și să așteptăm cu bucurie venirea Ta. Mulțumim că vei lucra mai mult decât să nădăjduim noi, decât putem noi pricepe și mulțumim că întotdeauna faci mai mult. Fii binecuvântat pentru tot ce ești și în continuare te rog să dai har fratelui Ovidiu să Amin. Vestească Evanghelia în continuare și fă ca viețile noastre să fie transformate în asemănarea Domnului Iisus până va veni El. Îți mulțumim că ne asculți. Amin. Amin. Ocupați locurile și vom lăuda pe Domnul și cu darurile noastre de bunăvoie în timp ce cântăm cântarea 226. 226. Domnul îmi este adăpost, cetate tare în vreme rea. Eram în același spirit cu fratele Marcel când a zis, îmi pare rău că trebuie să ne oprim aici și mie îmi pare rău că trebuie să ne oprim. Așa sunt mai toate lucrurile aici pe pământ, lucrurile bune, nu lucrurile bune. Trebuie să ne oprim înainte ca să dorim să ne oprim, mai ales joi seara, avem așa timp puțin. Ne-am vrea să fie, știți cum am vrea să fie, așa cum îmi imaginez eu o mașină. Mașină care să fie mică pe din afară, ca să consume puțin și să o parchezi ușor, dar mare pe dinăuntru. Așa și noi, într-o oră, trebuie să fie într-o oră, ca să ne încadrăm în toate lucrurile, așa, dar să fie mult în ora aceea. Oricum, poate că nu e așa de rău că trebuie să ne oprim înainte ca să dorim să ne oprim, pentru ca să învățăm să prețuim lucrurile cu adevărat bune, lucrurile prețioase, să învățăm să punem preț pe ele. Și părtășia aceasta pe care o avem unii cu alții în rugăciune și cu Domnul este un lucru prețios. Să învățăm să, într-adevăr, să punem preț pe ea.
După ce terminăm serviciul în seara aceasta, orchestra mare are repetiție. Îi rog pe toți orchestranții să se grăbească, dacă n-au acordat, să acordeze și apoi să facă repetiție. Mâine seară tinerii au activitățile lor, începând de la ora 7. Și tot de la ora 7 se întâlnesc și cei care doresc să participe la un grup de părtășie și de suport, cei care doresc să învețe mai mult despre cum gândesc tinerii și cum ne putem raporta într-un mod bun, sănătos, folositor, spiritual la ei. Deci un grup de suport tot mâine, începând de la ora 7 aici. A anunțat deja fratele Marcel, mă alătur anunțului pe care l-a făcut el. Ne bucurăm că s-a întors fratele Daniel cu bine și în pace și Domnul i-a dat izbândă în călătoria pe care a făcut-o. Fratele Daniel ne-a adus salutările, o să le aducă duminică. Acum vreau doar să prezint cartea aceasta, n-am avut timp să mă uit la ea, însă bazându-ne pe experiențele noastre trecute, e o carte de o antologie de poezie scrisă de elevii și profesorii școlii, da? Anticipăm, cunoscându-i pe autorii aceștia, știm că e o carte frumoasă de poezii. Cartea aceasta, pentru asta încă n-am plătit. Asta e prima dată când este prezentată cartea aceasta. Sau nimeni nu s-a înscris încă, dar nici nu e voie să ne înscriem, doar să mergem să ne luăm. Dacă nu v-ați luat una, mergeți și vă luați, sau mai multe, ca și cu alte activități de felul acesta. O donație minimă este așteptată. L-am întrebat pe fratele Daniel care este donația minimă. Spunea că e un minimum de $5, dar poate să fie și mai mult ca să acoperim costurile de tipar. De data aceasta, spune fratele Daniel, costurile de tipar au fost mai mari decât altă dată. So, procurați-vă una din cărțile acestea și în același timp susțineți lucrarea aceasta. Acum, dacă sunt frați, surori care au saluturi pentru biserică, ne bucurăm să primim saluturile acestea. Dacă nu, vă invit să ne ridicăm din nou și să citim cuvântul Domnului din cartea lui Iosua, de la începutul cărții. Începând cu primul verset din capitolul 3. Iosua, capitolul 3. Iosua, sculându-se dis de dimineață, a pornit din Sitim cu toți copiii lui Israel. Au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte, înainte de a trece. După 3 zile, căpetenile oastei au trecut prin tabără și au dat poporului următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Dar între voi și el să fie o depărtare de aproape 2000 de coți. Să nu vă apropiați de el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați, căci n-ați mai trecut pe drumul acesta. Iosua a zis poporului, sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Și Iosua a zis preoților, luați chivotul legământului și treceți înaintea poporului. Ei au luat chivotul legământului și au pornit înaintea poporului. Domnul a zis lui Iosua, astăzi voi începe să te înalți înaintea întregului Israel ca să știe că voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Să dai următoarea poruncă preoților care duc chivotul legământului. Când veți ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă opriți în Iordan. Iosua a zis copiilor lui Israel, apropiați-vă și ascultați cuvintele Domnului Dumnezeului vostru. Iosua a zis, prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru și că va izgoni dinaintea voastră pe cananiți, pe hetiți, pe heviți, pe fereziți, pe ghirgasiți, pe amuriți și pe iebusiți. Iată, chivotul legământului Domnului întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan. Acum luați 12 bărbați din semințiile lui Israel, câte un bărbat din fiecare seminție. Și de îndată ce preoții care duc chivotul Domnului Dumnezeului întregului pământ vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două, și anume apele care se pogoară din sus se vor opri grămadă. Amin. Vă rog să vă așezați. Aș vrea să spun câteva cuvinte de recapitulare.
Ce ne spune pasajul acesta? Ce ne spune textul acesta? Despre ce este? Trebuie să fie prima întrebare pe care ne-o punem atunci când citim orice cuvânt din cuvântul Domnului. Și spuneam că nu-i greu de văzut, nu-i greu de înțeles, pentru că Iosua spune explicit despre ce e vorba aici. Este vorba despre faptul că Dumnezeu face lucruri minunate în mijlocul poporului său. Și în mod mai specific, care sunt aceste lucruri minunate pe care le face Domnul? Spuneam, Domnul călăuzește și Domnul se descoperă. Ne-am oprit câteva joi seara la faptul acesta că Domnul călăuzește pe poporul său și spuneam că înainte de toate trebuie să putem să ne bazăm pe lucrul acesta și să fim mângâiați de lucrul acesta, întăriți și îmbărbătați și încurajați de faptul că Domnul nu ne lasă să rătăcim. Știți că nici când au umblat în pustie, n-au rătăcit în pustie? Domnul le-a dus pe acolo, Domnul le-a dus acolo! Și cât au fost acolo, că s-au mutat din loc în loc, Domnul le-a dus din loc în loc. Pe poporul său, Domnul nu lasă să rătăcească. Și pe cei care vor să fie călăuziți de Domnul, Domnul nu-i lasă să rătăcească. Pentru mine personal, lucrul acesta este o mare consolare, o mare încurajare. Mă găsesc de multe ori, așa cum vă găsesc și dumneavoastră, în fața deciziilor, la răspântii, la despicări de drumuri. Am încrederea aceasta, că Domnul nu mă lasă să merg pe o cale greșită, în măsura în care vreau să ascult, nu-mi înțepenesc gâtul și zic, no, vreau să mă duc unde vreau să mă duc eu, atunci n-am decât. Dar dacă vreau să fiu călăuzit, Domnul nu mă lasă să rătăcesc. Cred că Domnul nu mă lasă să rătăcesc în cele din urmă nicicum. Vă aduceți aminte cum am citit din psalmul 32? Zice, Domnul, eu voi avea privirea îndreptată asupra ta și am să-ți spun calea pe care trebuie să mergi. Nu fiți ca un cal sau ca un cater fără pricepere pe care trebuie să legi cu o zăbală ca să-l duci unde trebuie dus. Că Domnul ne duce până la urmă, Domnul ne duce până la urmă unde trebuie să ajungem, dar poate să ne conducă așa cum citim aici așa frumos, ce lucru minunat, glorios, așa-i? Sau poate să ne pună zăbala în gură. Mă îndoiesc că cei mai mulți dintre noastre ați văzut zăbală. Ați văzut, unii dintre noastre ați văzut zăbală. E o bucată de oțel, se bagă în gură la cal și e dureroasă. Adică numai un pic trebuie să tragi de ea și calul răspunde, știți de ce? Căldoare. Domnul poate să ne conducă și așa. Știți? Vreau să vă spun că și așa e mai bine decât să rătăcim, așa-i? Decât să rătăcim, mai bine să ne pună Domnul zăbala. Să ne ducă oricum, dar să ne ducă acolo unde este scopul lui să ne ducă. Încă o dată spun, mare încurajare și mare mângâiere am din afirmația aceasta a lui Dumnezeu că El călăuzește pe poporul său. Dar am mers mai departe și am definit călăuzirea și m-am gândit, poate că un cuvânt mai bun sau mai sugestiv pentru noi ar fi Domnul conduce pe poporul său, pentru că această călăuzire nu este de tip GPS, în care tu hotărăști unde vrei să mergi, numai bagi adresa în GPS și GPS-ul îți sugerează o rută dacă vrei să mergi pe acolo bine, dacă vrei să mergi pe altă parte bine și de multe ori mi s-a întâmplat să zic, nu știu ăsta pe unde se meargă, las că știu eu mai bine pe unde se meargă. Domnul nu ne conduce de tip GPS, Domnul ne conduce cu adevărat, Domnul hotărăște și unde și hotărăște destinația și arată calea și alege și timpul și înlătură obstacolele. Spuneam că Domnul face lucrări minunate, Domnul conduce pe poporul său. În câteva minute, în seara aceasta, aș vrea să privim la celălalt lucru pe care l-am afirmat, lucru minunat pe care Domnul îl face, și anume că Domnul se descoperă, Domnul se revelează. Acum, duminică și dimineața și după masă am vorbit despre revelația lui Dumnezeu și am vorbit despre revelația în natură,
în creație și despre revelația în cuvânt. Domnul se revelează în multe feluri, în lucrurile minunate pe care le face, în faptele Lui glorioase Domnul se revelează, în istorie Dumnezeu se revelează și în minunea aceasta pe care a făcut-o Dumnezeu cu poporul Său, Dumnezeu se revelează și este un mesaj acolo. Minunea n-a fost făcută numai așa ca să fie o minune. Au fost mai multe scopuri. Nu vreau să mă duc, atunci în seara asta nu facem decât recapitulare. Dar unul dintre scopurile pe care le-a avut Dumnezeu a fost unul foarte practic, nu-i așa? Ca să-i treacă de partea alaltă, că trebuia să intre în Canaan. Dar n-a fost acesta singurul scop. Dumnezeu a vrut să spună ceva despre Sine. Dumnezeu a vrut să spună ceva despre Sine. Și dacă suntem atenți, și mesajul acesta este deja implicat în felul în care Iosua se referă la Dumnezeu, în care Domnul vorbește despre Sine și în care felul în care Iosua vorbește despre Dumnezeu. Ați observat în câte feluri este numit Dumnezeu? În pasajul acesta scurt pe care l-am citit, în câteva versete, de la versetul 10 până la versetul 13, Dumnezeu este numit în trei feluri. Și fiecare din felurile acestea poartă un mesaj. Cuvântul Domnului spune, prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru. Unul din lucrurile pe care Dumnezeu vrea să-L reveleze despre Sine este că Dumnezeu este Dumnezeul cel viu. Nu este ca ceilalți așa numiți Dumnezei ai neamurilor. Acesta este Dumnezeul viu care are viață, care acționează. Acesta este Dumnezeul care acționează și ca oamenii aceștia să înțeleagă că Dumnezeu acționează, că Dumnezeu lucrează, că este cu ei, Dumnezeu face lucrarea aceasta. Dumnezeul cel viu. Ce revelează despre Sine? Că este viu, că poate să facă lucrurile astea și că este cu ei. E important lucrul acesta, de extraordinară importanță. Asta este o promisiune pe care Dumnezeu ne-o face și nouă. Aduceți aminte de versetele pe care le-ați învățat pe de rost, de Marea Trimitere, când Domnul Iisus îi trimite pe ucenici să facă ucenici din toate neamurile, le face și o promisiune, nu-i așa? Și iată că eu sunt cu voi. De nu numai când mergem în misiune este Domnul cu noi. Domnul este cu poporul Său întotdeauna. Domnul locuiește în noi și în mijlocul nostru. Domnul este cu noi. Asta este una dintre promisiunile de bază, esențiale. Una din promisiunile fără de care nu putem să trăim. Domnul le spune evreilor, mâine treceți Iordanul ca să dați piept cu oameni care sunt de două ori mai înalți decât voi. Care sunt foarte voinici, care sunt ascunși în cetăți fortificate pentru care n-aveți mașini să le dați jos. Intrați în țara aceasta în care oamenii sunt mai avansați decât voi, mai instruiți decât voi. Au, deja știu să prelucreze fierul. Eu sunt cu voi. Asta vrea să reveleze, ca să știți. Domnul va merge înaintea voastră ca să știți că e cu voi. Să știți că atunci când Domnul vă poruncește să faceți ceva, nu vă lasă în puterile voastre, na, uite, asta este scopul, l-am adus până aici, de acum intrați și luați țara în stăpânire. Ce-ar fi zis evreii? Ce-au zis și părinților? Hai să ne întoarcem. Hai repede să plecăm de aici. Nu-i așa? Era vital pentru ei să aibă
o convingere nezdruncinată, fără niciun dubiu, deasupra oricărei îndoieli, că Domnul este cu ei. Și vreau să ne întâlnim și noi în convingerea aceasta, frați și surori, că după promisiunea lui, Domnul este cu noi. Că, în putere, că atunci când Domnul ne poruncește să facem ceva, Domnul ne și împuternicește și Domnul vine cu noi, Domnul ne asiste, cum să zic, nu știu cum să, mai câte sinonime se folosesc ca să înțelegem că Domnul este cu noi, Domnul este puterea care împlinește poruncile în noi. Fraților, dacă aș crede, Domnul ne-a poruncit așa, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Dacă aș crede că Domnul așteaptă să fiu sfânt prin puterea mea, în seara asta m-aș lăsa de pocăință. Dacă știind că suntem într-un război spiritual și dăm piept cu un potrivnic așa de temut, așa de înfiorător cum este diavolul și toate cohortele de duhuri rele, în seara asta eu aș pune armele jos. Acum. Dar nici nu-mi trece prin minte că Domnul mă lasă pe mine cu puterea mea să mă sfințesc. Nici nu-mi trece prin minte că cu puterile mele mă pot împotrivi dușmanului celui pe care l-am menționat, nu-i așa? Noi avem o altă bază pentru faptul că rămânem în procesul acesta al sfințirii, că rămânem angajați în războiul acesta spiritual, și anume convingerea că după promisiunea lui Domnul este cu noi. Așa se revelează Domnul, ca să știți. Domnul face lucruri minunate în mijlocul nostru și lucrează în viețile noastre ca să știm că nicio clipă nu se depărtează de noi. Și atunci când ne poruncește să facem ceva, El și împlinește porunca aceea în noi. Mai un lucru pe care Domnul îl revelează despre sine. Este Dumnezeul cel viu, Dumnezeul cel viu, așa, versetele 9 și 10. Apropiați-vă și ascultați cuvintele Domnului, Dumnezeului vostru. Domnul, Dumnezeul cel viu, Dumnezeul nostru. Și s-a revelat Dumnezeu pentru poporul său. Dumnezeul care a făcut legământ cu voi. Și în virtutea acestui legământ este Dumnezeul vostru. Este cu voi. Dar mai este un nume cu care este numit Dumnezeu aici. Care este numele acesta? Dumnezeul întregului pământ. Nu-i des folosit apelativul acesta? V-ați pus întrebarea, oare de ce folosește Iosua cuvântul acesta sau expresia aceasta, Dumnezeul întregului pământ? Nu de multe ori este folosită expresia aceasta, Dumnezeul întregului pământ. Ce vrea să spună cu ea? Cred că asta înseamnă, este mai ușor de înțeles în contextul în care înțelegem teologia oamenilor din antichitate, așa numită teologie. Ei credeau că sunt mulți Dumnezei și că Dumnezei aceștia mulți cerșeau cam împărțit e așa sferele de influențe, este Dumnezeul care, tocmai acum am citit în începutul cărții Ezra și acolo decretul pe care îl dă Cir este așa, Domnul Dumnezeul Cerului, Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul care locuiește în Ierusalim. Nu vreau să iau timpul acesta, cele prețioase 3 minute, ca să argumentez lucrul acesta. Ei credeau că Dumnezeii sunt locali. Dumnezeu zice, eu nu sunt din categoria aceea. Și Dumnezeii aceștia locale aveau jurisdicție asupra zonei lor și erau puternici, așa, de să vă, cine e microbist la fotbal,
pe teren propriu. Sunt mai buni când sunt pe teren propriu. Știți, când joacă acasă. Pentru că acolo au ei putere. Vă aduceți aminte când Ahab a fost într-un conflict cu sirienii, pentru că i-a bătut pe sirieni, sirienii au zis, și de ce ne-a bătut? Pentru că ăsta e un Dumnezeu al munților și la munte el are putere, dar în câmpie nu mai are putere. Cam așa gândeau ei. Dumnezeul ăsta, poate că e puternic el până la Iordan, dar aici de la Iordan, în partea asta, la altă, de dreapta Iordanului, sunt alți Dumnezei. Aici e casa lor, e terenul lor. Aici n-are jurisdicție. Și Dumnezeu zice, Dumnezeul întregului pământ. Să nu cumva să credeți că Iordanul este limita autorității mele. Așa gândeau oamenii, că există limite geografice ale autorității Dumnezeilor. Și Dumnezeul acesta al lui Israel zice, eu nu sunt așa, eu sunt Dumnezeul întregului pământ, care am autoritate asupra întregului pământ și care lucrez așa cum vreau eu, fără să poată să-mi pună cineva limite, să-mi oprească autoritatea sau să împotrivească puterii mele. Și a arătat, nu-i așa? A arătat că Dumnezeu este Dumnezeul întregului pământ, că Iordanul nu este granița până la care el are autoritate, ci dimpotrivă, Iordanul se supune autorității lui, așa cum toate se supun autorității lui, pentru că el are puterea asupra tuturor lucrurilor. Și știți care este mesajul? Nu mai vreau să le elaborez prea mult. Iosua, la sfârșitul capitolului 4, zice așa, pentru ca toate popoarele pământului să știe că mâna Domnului este puternică și sunt două aplicații acolo. Atâta îmi place. Sunt două aplicații acolo, pentru ca toate popoarele să știe că mâna Domnului este puternică și ei, toate popoarele, dar și voi, să vă temeți de Domnul. Să știm că Domnul are autoritate asupra întregului pământ și asupra noastră și nu cumva să ne treacă prin cap ideea aceasta păgână să punem limite autorității lui Dumnezeu. Să zicem, Doamne, până aici, vezi, aici e Iordanul, de partea asta la altă sunt eu. Până la Iordan, e ok, e autoritatea ta, dar de partea asta la altă, aici e altă autoritate, eu sunt autoritatea aici. Să nu cumva să ne treacă prin gând că Dumnezeul întregului pământ și Dumnezeul Universului are autoritate limitată. Nu cumva să ne treacă prin gând să nu ne temem de Dumnezeu, a cărui mână este atotputernică și a cărui autoritate se întinde peste toată creația Lui și peste viețile noastre. Dumnezeu să ne ajute să ne temem cu adevărat de Domnul. Amin. Haideți, vă rog, să ne ridicăm. Să te mulțumim Domnului care ni se revelează în mod așa de minunat. La rândul nostru să învățăm lecția aceasta ca să învățăm să ne temem de Domnul. Toți să mergem în rugăciune și rog pe fratele Claudiu Opriș să ne conducă cu voce tare în această rugăciune. Ne-ai vorbit și în această seară și vreau să-ți mulțumesc pentru că tu ești autoritar, Doamne, pe slavă ție. Întreg pământul și te rog să mergi și pe mine de ori de câte ori am crezut, Doamne, că poți să te limitezi în autoritatea ta neascultând de cuvântul tău și de tine, Doamne. Ajută-mă să aplic în viața mea în fiecare zi cuvântul tău și amin. Ajută-ne pe toți ca biserică, Doamne, să ascultăm de tine. Îți mulțumim că amin. Tu ne ascult și te rog să fii cu noi la casele noastre în continuare, Doamne, ca dacă Tu ne mai dai har să ne întâlnim din nou în casa Ta duminică, Doamne, și îți mulțumim, Doamne, pentru toate. În numele Domnului Iisus te-am rugat. Amin. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi. Amin. Vă rog să vă așezați.